Mierea este un produs apicol obținut prin transformarea și prelucrarea nectarului de către albine. Este primul îndulcitor folosit de către om, însă de-a lungul timpului i-au fost apreciate și proprietățile vindecătoare. În funcție de proveniența nectarului, există mai multe tipuri de miere cu proprietăți diferite pentru organismul uman. Mierea se încadrează în categoria produselor apicole. Pentru cine nu știe ce sunt produsele apicole, sunt substanțele secretate sau produse de către albine prin procesul de culegere, transformare și prelucrare a unor substanțe naturale. Acestea sunt mai apoi colectate de om, fie din stup, fie direct de la albină. Să aflăm așadar mai multe despre miere, câte tipuri există și ce beneficii promit sănătății noastre. Pe masă sunt trei tipuri de miere: miere de sarcâm, miere de tei și miere polifloră. Cum se obține? Ca să obținem mierea, trebuie să facem pastoral, adică să ne ducem unde este pădure mare de salcâm, unde este pădure de tei și la polifloră, unde este fâniață foarte multă. Dacă nu faci pastoral, nu se face miere multă, vreau să spun. Cea mai populară este mierea de salcâm, care se păstrează lichidă în mod natural și este singurul tip de miere, care nu se cristalizează. Ea este foarte bogată în fructoză și săracă în glucoză. Aceasta are proprietăți calmante psihice, dar este de asemenea recomandată ca și calmant gastric. Care este cea mai căutată? Cea mai căutată este mierea de salcâm. Nu neapărat că ar fi cea mai bună, toată mierea e bună dacă e naturală, dar mierea de salcâm nu cristalizează și oamenii, nefiind bine informați, fug de mierea care cristalizează, deși aia e mierea naturală. Dar mierea de tei și mierea polifloră, după o perioadă, după 3-4 luni, dacă o ținem la rece, atunci începe să cristalizeze. Și oamenii o cumpără, dar să nu o vadă cristalizată. Pe când mierea de salcâm nu cristalizează atât de ușor. Ține un an, doi. Și atunci și mierea de salcâm este foarte bună pentru stomac. Și oamenii, cum mănâncă produse care în ziua de azi nu prea corespund, atunci preferă să-și ia mierea de salcâm. Mierea de tei este un foarte bun și natural sedativ nervos, este calmantă, este recomandată în insomnii și în afecțiuni ale sistemului nervos. De asemenea, ea este utilizată cu succes și pentru răceli, tuse și alte afecțiuni ale căilor respiratorii. Mierea poliflorală este rezultată din nectarul mai multor flori și datorită acestui lucru este una din cele mai complete sortimente de miere. Mierea plorifloră este diferită în funcție de plantele din care albinele culeg nectarul. Fiecare are beneficiile ei. Fiecare are beneficiile ei. Poliflora este foarte bună pusă în ceai pentru că e din mai multe flori și atunci are mai multe beneficii. Mierea de tei e foarte bună fiind o miere care pentru liniște, pentru tuse. Mierea de albine aduce numeroase beneficii organismului uman. Aceasta este unul dintre cele mai sănătoase alimente naturale. Nu numai că are în compoziție numeroase vitamine și aminoacizi, dar conține enzime și antioxidanți care îi oferă valoare terapeutică deosebită.